ce părere ai despre huligani ăștia care vin și sparg aici și... Ce să fie? Bețivan, drogați? Câte cruci au spart? 25 de cruci. Hai de cap. 25. Și doar crucile sau și cripta cu tot? Și cripte și cruci. Morminte, fier curat. Da. Funcție, deci îmi verifică pe cameră, deci. S-a făcut profanare. Da, da, 40. 25 de cruci. 25, da. Pagubă de cruci. Toate în același loc sau? Toate. Toate. A, aici, și... am jos. Da, păi tot, tot, tot în același cimitir. Tot în același cimitir. Păi, dar nu prinde, mă, tot la mă. Aha, nu, peste că sunt mai mulți. Da, Cristi, du-te tu acolo să vezi gaură. Da, da, mă. Nu știu. Hai, pune lateral. Lasă-mă. Grijă la mână. Lasă-mă. 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 Da, ăla. Da, poți să iau ăla? Baptiști. Doamne, am ajuns vegetă. Vegetă. Părere aveți? Nici aici n-au liniște. Ai cuvinte la așa ceva? Ai cuvinte? Ce ori câștigat cu chestia asta? Numai ca să facă rău. Oamenii ei au investit niște bani în crucile astea în morminte. Dacă nici mortul nu mai are loc în pământ, atunci unde, Doamne iartă-mă, mai poți să mai stai? Dar e cât arciobită pe marginea asta. Că aici? Da! Așa îți plăci de marmură pe mozaic. Da, da, deci nu e din beton. Făcut așa, că am făcut-o când am fost eu aici, am fost plecat iar să o apucat să facă și m-am făcut un lucru și m-am făcut aici. Nu-mi place deloc, am zis că o refac eu, dar n-am. A venit pus crucea, dar fără postament. Nu mai merge. Nu. Atunci tije noi în beton, plus mai o bătălă mică. Asta trebuie să iate și n-am practic nouă. Tu vezi ce beton e până aici, am vineri noapte, așa vineri seara. Și aveți suspiciuni cine a rupt-o? Nu. Ați aflat ceva? Nu. Se mai poate recupera din cruce sau a fost spart în totalitate? Nu e dărâmată chiar așa rău ca alu alții. Deci e ruptă numai partea de jos, uite când, unde întorci acolo. Deci fața nu are nimic. Ce puteți spune despre actele așa și profanare de morminte, în primul rând? Acești indivizi nu sunt normali. Ori drogați, ori băuți și probabil și tinere. Nu are cum un om normal să facă așa ceva, nici prin gând nu-i trece. Și rămâneți cu paguba? Ați rămas, de fapt, cu paguba? A venit, repară ei. Repară administrația cimitirelor. Și au asumat toate costurile dânsii? Da, repară personal. Mulțumesc. Vă dați seama, nu fac în jos.
director, ce s-a întâmplat aici? Am văzut foarte multe cruci vandalizate. Când au venit colegii de la administrația cimitirilor, au venit la cimitir pentru curățenia zilnică, am descoperit un număr de 12 monumente funerare distruse, vandalizate. S-a chemat poliția, s-a apelat 112, au luat amprente, au făcut poze. Sperăm să găsim vandalii. Spuneți-mi, vă rog, cine suportă costurile? Din cele 12 monumente funerare distruse, două au fost repuse pe locație imediat de către administrația cimitirelor. Patru, din păcate, nu mai pot fi recuperate și va trebui să le înlocuim. Una dintre cele patru a înlocuit-o aparținătorul pe costul dânsului. Celelalte sperăm să găsim vandalii și să plătească pentru ce au făcut. Vă rog să vă prezentați. Călin Daniel este numele meu.